Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața. Bună dimineața. Băi, frate, ce bine. Țară este asta în care un polițist se duce la intervenție cu colegii lui polițiști și în cursul acțiunii îi se fură cureaua? Îi fură cureaua, mă, cu pistolul. Am văzut știrea asta, ieri n-am apucat să o dau, am crezut că e ceva glumă. Și nu, ea se confirmă, am studiat aseară, deci s-au dus, înțeleg că prin Hunedoara s-a întâmplat. Un polițist a rămas fără centura cu pistol când încerca să încătușeze un bărbat într-un bar din Hunedoara. Și te întrebă pe cine încerca să încătușeze, pe Iosefinie. Cum s-a întâmplat? Uite-mă, de asta e bine să fii mai durduliu. Stă centura mai fix, așa. Și am și o rugăminte pentru prietenii noștri polițiști care sunt pe recepție la ora asta. Să trăiți! Bună dimineața! Frate, dați-ne și nouă un mesaj, explicați-ne cum se prinde centura respectivă de aște de ușor de furat. Eu nu se bagă pe aici. Puțin. S-au pus-o la grabă că a plecat la intervenție și a luat-o repede și a pus-o... Cred că e centură tactică. E centură tactică. Și nu cred că se bagă pe găici. Nu cred. Nu cred. O pui așa pur și simplu, păi e normal pune... să cadă de pe tine când are. N-are cum, trebuie să o bagi prin găici. Nu se poate. Deci nu centura stă... avea bulanul, baston, mă scuzați. Așa. Spray cu gaz lacrimogen. Și pistol. Cred că gaz de râs cu lacrimi, asta înseamnă la râs cu lacrimogen. Și pistol. Nu știu dacă era pistoletul Carpați. Am înțeles sau că s-au retras. Pistol serios. Păi stai puțin, și era singur? Că dacă era singur, să zici nu, că domnule. Poate era... Dar nu era cu colegi, adică... Îmi imaginez că da. Ceilalți n-au văzut? Îmi imaginez că da. A plecat unul cu bulanul pur și simplu și nu l-a văzut deci nimeni. Deci a luat, mă, centura, mă, ce învălmășeală, trebuie să fi fost acolo, și a plecat. Deci în timp ce poliția lucra, a fost... încătușa, alt mușteriu, practic, lucra. Dădea cu vastul. Și a plecat ăla cu cureaua. Înțeleg că au găsit după aia și cureaua, și bastonul, și gazul lacrimogen, dar ăla refuză să spună unde a pus pistolul. Deci l-au găsit pe ăla care a furat și nu. Zi-mă unde-i pistolul. Nu spun. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.